Stimați telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog 100%. Invitații mei sunt organizatorii unei competiții extrem de importante și interesante deopotrivă, Ciuca și X3. Ce înseamnă Ciuca și X3 și cine sunt invitații mei, aflați în cele ce urmează. Alexandra State și Dragoș State, bine ați venit la Dialog 100%. Bine v-am găsit, mulțumim de invitație. Cu mare drag mă bucur că putem sta de vorbă. Iată, în anul în care organizați ediția cu numărul 8 a acestei competiții, o competiție care a crescut de la un an la celălalt, vom afla ce înseamnă și pentru localitatea în care se desfășoară și pentru cei care participă și care sunt din număr din ce în ce mai mare, dar și pentru voi care sunteți pasionați, soț și soție fiind, de alergare și de ceea ce înseamnă călătoriile sau drumețiile montane. Că până la urmă așa s-a născut și ideea de a organiza această competiție și de a-i da învergura pe care o are în momentul de față. Așadar, va fi o emisiune și despre Ciuca și X3, dar și despre voi și pasiunile care, sau pasiunea care v-a adus împreună și care vă asigură motorul de care aveți nevoie pentru a funcționa în ritmul în care funcționați, pentru că trebuie să le spun telespectatorilor, sunteți o pereche care funcționează pe repede înainte, nu știu, poate ați descoperit o rețetă, ați găsit ziua de 48 de ore că reușiți să faceți foarte multe, să vă ocupați și de propria afacere care și are legătură cu ceea ce înseamnă pasiunea voastră, de asemenea să organizați un astfel de eveniment, să participați la evenimente similare și de asemenea să vă ocupați de cei doi copii pe care îi aveți împreună. Cum s-a născut Ciuca și X3? Așa foarte pe scurt. Și după aia o să avem și alte povești de depănat împreună, cu siguranță. Practic, Ciuca și X3 n-a fost la început ideea noastră. A fost organizat de altcineva. Se numea Ciuca și Trail Running și primele trei ediții au fost organizate fără noi. De la ediția a treia ne implicăm noi, iar de la ediția a patra ne implicăm doar noi, suntem doar noi organizatori, am rămas doar noi să organizăm concursul. Cu tot ceea ce înseamnă un astfel de eveniment, vorbim despre o competiție de alergare montană. Da. Haideți să le povestim telespectatorilor care nu sunt familiarizați poate cu această disciplină, că e o disciplină sportivă, ce înseamnă alergarea montană? Păi este... Așa cum îi spune și numele, înseamnă să alergi prin munți. Cum era înainte... Într-o manieră organizată, 3G, cu siguranță. Acum e 4G. Deci o alergare, dar pe munte. Da. Practic este o alergare pe teren variat. Presupune să alergi pe poteci, pe zone expuse, zone abrupte, atât la vale cât și la deal. Se folosesc un pic alți mușchi față de alergarea pe plat. Pentru articulații este mai bine, e mai ușor. Deci pentru cineva care nu a avut contact cu alergarea de niciun fel, e mai prietenoasă alergarea montană, dacă vorbim de curse mai scurte, decât alergarea pe plat. Când vorbim însă despre Ciuca și X3, nu vorbim neapărat despre curse scurte, pentru că sunt trei probe în care se înscrie fiecare în funcție de posibilitățile pe care le are, în funcție de cât știe că poate duce. Care sunt aceste curse pe care le-au de parcurs cei care se înscriu la Ciuca și X3? Trei curse. Avem un semimaraton, un maraton și un ultramaraton. Semimaratonul are 21 de kilometri, maratonul un pic sub 40, deși maraton de obicei, distanța de maraton este de 42 de kilometri, dar toate cursele care se învârt în jurul valorii acesteia se numesc maraton. Și ultramaratonul are 100 de kilometri. 105. Adică de două ori și ceva cât un maraton. Și acesta desfășurându-se, repetăm, prin munți, adică urcând și coborând și nu la același nivel, cum se întâmplă în cursa de la Olimpiadă, de exemplu, exact, de la Jocurile Olimpice, unde totul pare totuși ceva mai simplu. Chiar dacă poate articulațiile sunt mai solicitate la un maraton clasic, îmi imaginez că efortul e cu mult mai mare în momentul în care trebuie să parcurgi distanța aceasta sau una de două ori și ceva mai mare pe trasee dintre acestea accidentate. Da. Ideea este că la cursele acestea, timpii limită sunt destul de mari. De exemplu, pentru semimaraton este de 7 ore. Asta înseamnă că poate fi făcut în trekking, în mers mai rapid și foarte puțin alergat. Deci dacă ar vrea cineva să înceapă cu un semimaraton pe munte, poate face fără să-și facă mari griji că n-ar putea încheia câteva cursa. Câteva ture înainte, făcute ca și antrenament. Aici nu vorbim despre a câștiga, evident. Categoric. Însă înțeleg că această competiție nu e neapărat o competiție sau o competiție a fiecăruia cu el însuși. Nu e foarte important cine este pe locurile 1, 2 și 3, ci e important să participi și să eventual să închei cursa în timpul alocat, dar care e de ajuns de generos, da, din câte exact, îmi spuneți. Exact, pentru că
Ideea este să cultivăm pasiunea pentru munte și asta este o formă de a o face, concursul acesta. Cei care participă primesc în primul rând experiența participării, că pot merge pe munte și fără să fie un concurs. Primesc experiența participării alături de peste 1000 de participanți, au facilități pe traseu, pentru că noi le organizăm puncte de alimentare și de hidratare. La sfârșit primesc paste sau o mâncare caldă și, bineînțeles, o medalie personalizată. Sigur că o să discutăm despre toate detaliile acestea și ce înseamnă organizarea, pentru că e un eveniment deosebit de complex care a crescut. Îmi spuneați că voi l-ați preluat de la ediția 3-a și de la 4-a v-ați ocupat în exclusivitate de el. Așa cum ați procedat de altfel și cu clubul care organizează competiția, Clubul de Alpinism Ciucaș. Da, noi suntem membri la Clubul Ciucaș din 98, Alexandra de puțin mai târziu. Clubul e fondat în 85 și din 98 de când suntem membri am făcut prin intermediul lui diverse activități pe munte. Asta pentru că sunteți pasionați de ceea ce faceți și ați implicat, ați alocat foarte mult timp și la un moment dat chiar și resurse materiale din ceea ce câștigați voi muncind pentru a pune în practică unele proiecte în care voi credeți foarte mult. Clubul de Alpinism este un astfel de proiect, la rândul său a avut o serie de acțiuni pe care le-ați organizat de-a lungul timpului, iar această competiție e probabil încununarea de până acum a ceea ce înseamnă dăruirea voastră pentru sport, pentru mișcare, pentru comunitate, înseamnă foarte mult și pentru comunitatea locală. Faptul că se organizează această competiție care a ajuns să strângă peste 1000 de participanți, ba chiar ne apropiem, cred că, de 2000, dacă mai punem la socoteală și pe cei care îi însoțesc în calitate de susținători, numărul este încă și mai mare. Practic, în weekendul în care se organizează competiția Ciucaș și X3, localitatea cheia devine un fel de capitală a pasionaților de mișcare și e asaltată de oameni care au nevoie de servicii. Înseamnă foarte mult pentru comunitate lucrul ăsta. Spațiile de cazare sunt ocupate până la ultimul. Cred comercianții din zonă ăsta presupun că așteaptă cu nerăbdare de la un an la celălalt acest eveniment. Da, suntem în luna mai și cazările în cheia sunt deja cam luate pentru weekendul acela. Da. O să avem câteva imagini pe care ni le-ați oferit voi de la edițiile precedente. S-au strâns foarte multe fotografii și pentru că sunt multe momente spectaculoase, dar și pentru că sunt foarte multe ediții care s-au desfășurat până acum. Le avem pe micul ecran, iată. Și poate le și comentăm, avem, cred că aici e linia de start, este startul sau finish-ul, din potrivă. Da. Startul anul trecut a fost și pentru semimaraton și maraton în același timp. Am avut o formație care, toboșari, care au întreținut atmosfera. Anul ăsta o să avem starturi diferite pentru semimaraton și maraton. Pentru că sunt prea mulți participanți. Și ar fi greu de gestionat startul cu atât de mulți participanți. Se încurcă unul pe celălalt pe poteci, că mulți vor să depășească, sunt câteva zone înguste și vrem să evităm aglomerația. Practic vrem ca fiecare persoană care vine la Ciucaș X3, de la participant, însoțitor, copil, voluntar, autorități, să aibă o experiență plăcută de la început până la sfârșit. Și asta este unul dintre punctele, de aceea modificăm startul, ca să fie o experiență plăcută în continuare, chiar dacă numărul de participanți se mărește. Cine sunt cei care participă la Ciucaș X3? Ce categorii de vârste? De la 18 ani, avem și sub 18 ani câțiva copii care au participat, adolescenți, până la, nu știu, 70-80 de ani. Există o comunitate, da, celor pasionați de alergări în general și de alergări montane în mod particular. Da. Sunt multe competiții de genul acesta în țară. Știu că e probabil cea mai importantă Ciucaș X3 în momentul de față, prin nivelul de participare. E printre cele mai importante. Da. Am zis probabil. Sunt cam 3-4 competiții majore, da? Montane. Da. A noastră este una dintre ele. Însă aproape în fiecare weekend au loc competiții în toate zonele din țară.
Deci dacă cineva ar vrea să participe weekend ar putea să o facă. Chiar și poți să găsești două în același weekend. Adică ai de ales între da. Ori ai de ales, ori sâmbătă una, duminică cealaltă. Sunt mulți care participă în felul ăsta, care sunt mai antrenați. Ne-am lămurit de ce este X3, pentru că sunt trei curse, fiecare se înscrie după cum crede că îi se potrivește mai bine una sau cealaltă. Avem semimaratonul, maratonul și ultramaratonul pentru cei care sunt capabili să parcurgă, iată, peste 100 de kilometri în 24 de ore. Că știu că asta e intervalul. Limita este 24 limită de pentru ore. Cei care se înscriu la ultramaraton. De ce însă Ciucaș? Și aici știu că aveți povești Ciucaș. Pe tema asta. De ce Ciucaș și nu, de ce nu în altă parte? Suntem salvatori montani în Ciucaș din 2003. Și serviciul salvamont acolo nu a existat până la noi. Deci suntem prima generație de salvatori montani din Ciucaș. E muntele nostru de suflet. Toate proiectele noastre, majoritatea proiectelor noastre legate de munte se desfășoară în masivul Ciucaș. Și este aproape de noi, e un munte foarte frumos, dar mai puțin promovat decât munții Bucești și din cauza accesului care e mai dificil, nu există în tren până în cheia. Și vrem să-l popularizăm un pic, să dezvoltăm puțin comunitatea locală. Se pare că în mare ați reușit și există perspective încă și mai largi de acum înainte, întrucât de la un an la celălalt au fost din ce în ce mai mulți participanți. Da. Vă mai amintiți primele ediții și ați putea face o comparație între ediția a patra, să spunem, da? Prima pe care ați organizat-o și ediția cea pe care ați organizat-o anul trecut. Ediția a patra a fost cel mai greu de organizat. Concursul probabil acum, că a fost un moment de cumpănă, dacă da. Se va mai organiza sau nu. Și atunci... Exact. Da. Și concursul de la an la an, deși el crește ca și mărime și... ca și, sperăm noi, ca și calitate ce oferim concurenților, el devine totuși mai ușor de organizat pentru că rămân în mare parte aceiași oameni, aceeași echipă de organizare și... Fiecare știe foarte clar ce are da, de făcut, ce are care de e misiunea făcut. Sa și atunci lucrurile merg cumva de la sine. Exact. Nu merg cu totul de la sine, să nu ne mai ținem, că se rezolvă lucrurile fără să vă implicați și voi direct și ceilalți care participă. E o echipă întreagă de voluntari, da, care vă ajută, pentru că ar fi imposibil să organizați un eveniment cu asemenea participare doar voi doi. Exact. Sunt implicați în organizarea lui peste 130 de oameni. 130 de voluntari. Toată activitatea Clubului de Turism și Alpinism Ciucaș este bazată pe voluntariat. Toate veniturile, pentru că persoanele care participă plătesc o taxă, e modică, însă plătesc o taxă. La toate de competițiile de acest da. Gen există taxe de da, participare. Dar în unele locuri sunt în mai mari, schimbul, în altele în schimbul mai... căreia participanții primesc un kit, da? Un kit așa se cheamă. Fie da. Că e vorba de numărul pe care îl da. Poartă, numărul de concurs, de un bidon pentru apă, da. De, nu știu, niște substanțe energizante și așa mai departe. Da. Sunt în cei 10 ani de când există concursuri de alergare în România, cei care participă de 10 ani au primit tricouri peste tricouri și noi am hotărât ca să nu mai facem o pierdere, pentru că majoritatea nu le poartă, am preferat să facem niște tricouri mai tehnice, cu un colorit mai drăguț și să și-l aleagă dacă își doresc doar. Și în felul ăsta noi avem un kit basic, așa îi spunem noi, kit de bază, în care participantul primește numărul de concurs, cronometrarea, logistica de start, finish și de pe traseu, pastele de la sfârșit, medalia de finisher, asistență specializată de prim ajutor, pentru că avem ambulanțe la finish. Practic este garanția că participă, că poate să meargă la o competiție sau pe traseu cu mai puțin echipament și având și siguranța că cineva îi veghează. Practic, vorbim despre niște pachete da. Diferite în funcție de opțiunile fiecăruia exact. Dintre, da. Dintre participanți. Există niște pachete de bază, basic-ul, exact. Pe care le-ai menționat deja. Cei care își doresc mai mult obțin mai mult plătind separat produsele și diferența respective pentru... la care noi nu avem un adaos. Ai menționat faptul că există asistență medicală. Da.
Mai sunt multe, multe lucruri care costă și care se regăsesc, da, cumva. Exact. Vorbim despre radioamatorii cu care lucrați, nu? Da. Și care vă ajută să și monitorizați... Tot pe bază de voluntariat, însă există niște costuri și pentru voluntari, pentru că voluntarul nu vine cu banii lui de acasă. Îi decontăm transport, îi plătim cazare, le oferim o masă caldă și niște produse speciale pentru ei. Singura diferență între un voluntar și un angajat, fiindcă nu primește bani direct. Exact, da. Nu înseamnă că pentru fiecare dintre voluntarii implicați în organizarea acestui eveniment nu se cheltuiesc bani, exact. Ba chiar se cheltuiesc mulți. Da, exact. Și, și costurile acestea se regăsesc în taxa aceea minimă, taxa de participare, contribuția. Discutăm în continuare și despre detalii, dar aș vrea să vedem iarăși câteva imagini care sunt mai mult decât spectaculoase. Poate să ne facem o imagine despre ce înseamnă această competiție. Ne spuneați că sunt momente în care nu neapărat se aleargă, da, ci practic se merge într-un ritm mai alert. Sunt zone unde, evident... Da, aici este pe traseu de semi-maraton. E cam porțiunea cea mai grea din urcare. Aici e aproape gata urcarea. Deci, semi-maratonul are o urcare de 4 km, aproape 5 km cu 1000 de metri diferență de nivel. Deci e ceva destul de abrupt. Pe bucata asta doar cei mai buni aleargă, dar ceilalți se mulțumesc să o parcurgă, nu? Da. Important este nu să alergi până sus, ci să ajungi sus cu forțe de a putea alerga în continuare. La semimaraton, ce vedem aici, alergătorii de semimaraton, avem de obicei cei mai mulți participanți și este spectaculos, ajunge pe creastă traseul. Aceasta este culmea Gropșoarele Zăganu. Are două vârfuri, vârful Gropșoarele și vârful Zăganu. Vârful Gropșoarele are 1883 de metri, iar vârful Zăganu, m-a ajuns Dragoș, 1790, cred. 94, da, de metri. Vă mai amintiți primele competiții în care ați participat voi? Păi prima și competiție. Ce ați simțit atunci? Cum a fost? Ați reușit să o parcurgeți până la final? Au fost momente dificile? Ați abandonat? La prima competiție de alergare montană... Noi am fost să mergem. Da, nu să... Nu... nu exista concepția să alergăm pe munte. Nici măcar să alergăm în oraș nu exista. La prima am fost în Bocanci și cu rucsac mare. Era... un ultramaraton în Bucegi, un maraton 7500 și timpul limit atunci era de 50 de ore. Noi am renunțat undeva după, cred că 12 ore. După ceva timp când ne-am apucat de alergare montană și ne-am dus la... Am participat la el în Adidas și cu bagaj foarte mic și am reușit să-l terminăm prima dată în 36 de ore. Și așadar, la prima competiție v-ați dus pregătiți ca pentru o drumeție, da? Da? Eventual în pas alert. Da. Și după 12 ore v-ați dat seama că nu e atât de simplu pe cât părea. Și... A fost o nucă prea tare, înțeleg. E probabil că ați învățat ceva din lecția asta și aveți un sfat pentru cei care vor dori să participe pentru prima dată la Ciucașii X3, poate chiar anul acesta. Dacă nu? Vor să participe... Să nu se scrie neapărat direct la ultramaraton. Da? În primul rând nu o să poată, pentru că trebuie să aibă minim 3 maratoane terminate în ultimul an și să există dovedească. Există o condiție pentru cei care vor să participe la ultramaraton ca să vă asigurați că sunt capabili. Că sunt capabili și că se pot descurca în condiții dificile. Zonele în care se desfășoară traseul de ultramaraton sunt sălbatice, o parte din ele nu sunt marcate. Sunt marcate de noi provizoriu pe durata concursului. Exact. Și atunci avem nevoie să fim siguri că persoanele care participă au capacitatea să se descurce în situații... În orice fel de situații ar putea să apară, mai ales că pe parcursul atâtor ore și pe asemenea distanță pot să intervină tot felul de circunstanțe.
Le-ați recomandat așadar să se înscrie la ultramaraton, la semimaraton, celor care participă pentru prima dată. Iar noi în luna august, weekend de weekend, facem ture de recunoaștere. Asta înseamnă că sâmbăta și duminica sau sâmbăta sau duminica anunțăm în prealabil evenimentele. Mergem pe traseu împreună cu persoanele doritoare și și facem ture de recunoaștere a traseului. O informație interesantă, cu siguranță, pentru cei care vor dori să participe, au ocazia așadar înainte să se familiarizeze cu traseul. Și dacă este cineva care doar a făcut câteva drumeții pe munte și dorește să vină la concurs la semimaraton, eu consider că dacă vine de 3 ori și face semimaratonul cu noi, se poate încadra în timpul limită. Competiția are loc în al doilea weekend din luna septembrie, da? Prin tradiție. Așa că anul acesta va avea loc în 9 septembrie 2017. În data de 9 septembrie este ziua în care se dă startul în toate cele trei curse, da? Competiția în sine sau, mă rog, evenimentul începe în ajun, în seara zilei de vineri, pentru că în weekend se întâmplă lucrurile, da? În seara zilei de vineri, când se reunesc participanții la competiție? Începând cu ziua de vineri, noi suntem acolo de mult timp înainte, pentru că trebuie să organizăm. Pregătim totul. Da. Vin și ridică numerele de participare, kiturile de participare, semnează declarațiile pe propria răspundere. Și mulți dintre ei se întâlnesc cu prieteni acolo, întrucât există deja o comunitate celor pasionați de alergare montană, de cursele de acest tip. Și vineri seara are loc și ședința tehnică, ședința unde Dragoș vorbește le povestește oamenilor ce noutăți sunt de pe traseu. Adică dacă, de exemplu... Dacă au apărut ceva probleme, mai avem probleme cu unele stâne, care în mod normal, în perioada aia, nu sunt, dar se întâmplă în funcție de vreme și cât de cald a fost vara, să nu coboare. Și atunci există zone în care concurenții trebuie să fie mult mai atenți la câini. Noi ne ducem în prealabil, discutăm cu ciobanii să-i lege, dar nu toți ascultă. Apropo de detalii. Asta e un detaliu. Asta e un detaliu. Care contează foarte mult, evident, și care e prelucrat, să spunem așa, la ședința tehnică. Da. Alte detalii mai sunt eventuale exploatări forestiere, zone în care s-au furat marcajele, pentru că avem zone pe care le marcăm de 3 ori înainte de concurs și tot putem avea surpriza să nu mai găsim marcaje pe ele, pentru că se pare că banda de plastic este foarte apreciată în România. Nu s-a mai întâmplat atât de mult în ultimul an, pentru că am scris pe marcaje, pe benzile acestea de plastic pe care le folosim să le punem suplimentar pe traseele de concurs. Am avut un text prin care am rugat persoanele care le găsesc să nu le ia, că pot pune viața participanților în pericol și că noi le vom înlătura până într-o anumită dată. Și se pare că mesajele au ajuns la cei care le erau destinate și n-au mai existat incidente de acest fel. Sunt sigur că sunt multe alte lucruri pe care le tratați în ședințele acestea tehnice. Cu voluntarii au loc alte ședințe, nu? Da. Ei fiind pregătiți pentru, de asemenea, pentru a interveni în tot felul de situații. O parte din voluntari, de fapt, aproape toți voluntarii se înregistrează tot pe site ca și un concurent. Și pe o parte din ei nu-i cunoaștem dinainte. Ei vin și se înregistrează și ei și primesc locul de cazare sau zona unde vor sta și ce anume trebuie să facă acolo cu instrucțiuni. Și li se face un training scurt cât se poate înainte, după care o parte din voluntari pleacă de vineri pleacă în posturi. Discutăm și despre voluntari și despre participanți și despre cum se pot înscrie după o foarte scurtă pauză de publicitate.